faci bine. Asta e foarte bine și foarte sănătos, apropo. Și eu pe voi tot vă sfătuiesc. Dar n-ai de ales. Hai să discutăm despre altceva. Eu m-am gândit așa. Să ai teatrul tău. Foarte bine să ai teatrul tău. Să ai posibilitatea oricând să ieși pe scenă, să închizi ușile, să lași scaunele goale și să dai un spectacol pizdos în fața nimănui. Nici măcar oamenii să nu știi că tu l-ai dat. Numai tu, pentru tine, acolo, în adâncul tău, să știi. Nimeni, bleaba, ce n-a să știi că tu, cu o zi înainte de a te împușca, ai dat un spectacol într-o sală goală. Nu de atât că n-ai avut succes. Nu! Zăibii succes. Succesul rupe. O rup. Ai afară te așteaptă plea tot timpul Rolls Royce-ul, ai șoferul tău și șoferița ta. Ai șofer de camionă tău. Ai șofer de tir și mașiniștii din toată lumea sunt oamenii care lucrează pentru tine. Și toți lotci și toți zdruși de tăi. Și oricând poate să-ți împrumute Boeing-ul. De exemplu, dacă Boeing-ul trebuie să zboare, nu știu, în ce oraș, blea, și el trebuie să umplut cu oameni, și tu în ultimul moment ai nevoie de un Boeing, că să transporti, blea, 20 de tone de cox, de gâl. Dar poate, blea, să ajungi și 40 de tone să încarci de apsin, de ceva vechi. Adevărat, cum să zici, Baudelaire. Tu ai așa niște relații, blea, că tu pizdeți mult, oricând îl suni pe lotci și îi spui lui, am o nevoie urgent, blea, de avion. A, mă, torbă, trebuie să o rezolv, trebuie să duc un culoc undeva. Și Lociu, n-ai încotro. Pune stewardesele la muncă și încet, încet îi scoate pe toți oamenii din avion. Coborâți, coborâți, vă rog, din avion. Dar eu am cumpărat bilet, am bucman, am dat, blea, câteva sute de evri și mă duc în străinătate. Nu, 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 îi pare rău, știți, este o problemă tehnică cu avionul. A, da, e, și înghiți în sec. Și pe urmă vezi un ceva cu diplomatul care se apropie de avion, sui în avion și peste, blea, de un minut avionul. Fără niciun fel de probleme tehnice, decolează. Și tu stai, blea, într-un grup de oameni în aeroport și te uiți după avionul care e cu un singur om la bord, cu o servietă, cu ea și-o plecat. E ca asta.